Bună dimineața din nou tuturor și astăzi valorile de temperatură vor fi apropiate de cele caracteristice perioadei în nord-vest, nord și nord-est, dar mai ridicate decât cele normale în rest, cu maxime cuprinse între 3 și 5 grade în nordul Moldovei și 17-18 grade în sudul Munteniei și al Dobrogei. Cu toate acestea vom avea un cod galben de cantități însemnate de apă în Carpații Occidentali, nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali, cod instalat de ieri de la ora 14, valabil până astăzi la ora 12. În aceeași notă vor fi polei și intensificări ale vântului în vestul și nord-vestul țării, valabil de la ora 6 de dimineață până la ora 12. Și tot un cod galben se va instala astăzi la ora 12, valabil până mâine la ora 12, de răcire accentuată, intensificarea ale vântului, ninsori viscolite și polei în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și zonele montane, iar mai apoi și în Dobrogea și în cea mai mare parte a Munteniei. Așadar, mergem în Maramureș, unde în prima parte a zilei va ploua, iar spre seară precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Temperaturile maxime nu vor mai depăși 2 grade în Satu Mare, 3 grade în Baia Mare și 6 grade în Sighetul Marmației. Vremea se răcește și în Crișana, pe lângă ploi vom avea intensificări ale vântului și condiții de polei. Maximele termice vor atinge 2-3 grade, atât în Oradea cât și în Arad. Bănățenii vor avea cer acoperit, precipitații, vânt și maxime cuprinse în general între 3 grade în Timișoara și 9 grade în Lugoj. Ploi sunt așteptate astăzi și în Oltenia, temperaturile se vor menține și astăzi ridicate, mercurul din termometre urcând până la 9 grade în Târgu Jiu și 11-12 grade în Râmnicu Vâlcea și în Slatina. În Transilvania începem ziua cu cer noros și ploi în cea mai mare parte a regiunii. Odată cu lăsarea serii, ploile se vor transforma în lapoviță și chiar ninsoare. Temperaturile de astăzi vor urca până la 5 grade în Zalău, 6 grade în Deva și Cluj-Napoca, 7 grade în Alba Iulia, 8 grade în Sibiu și 12 grade în Brașov. În Moldova vom avea ploi în cea mai mare parte a regiunii, dar și ninsori în zona de nord. Maximele termice se vor încadra în general între minus 1 grad în Suceava și 15 grade în Focșani. Pentru Dobrogea, meteorologii anunță cer mai mult noros, ploi, vânt slab și temperaturi ce vor atinge 11 grade în Sulina, 16 grade în Constanța și 18 grade în Cernavodă. Precipitații așteptăm astăzi și în Muntenia, din fericire vor fi și momente în care se va arăta soarele, iar pe parcursul zilei temperaturile vor fi ridicate, însă odată cu lăsarea serii acestea vor scădea accentuat. Așadar, la prânz vom înregistra 13 grade în Pitești și Alexandria, 14 grade în Brăila, 15 grade în Ploiești și Buzău, 17-18 grade în Giurgiu și Călăraș. În capitală vom avea vreme variată cu ploi slabe, dar și momente când se va arăta soarele. Maxima zilei va atinge undeva la 16 grade. În această noapte vremea se schimbă radical, astfel că mâine vom avea ninsori și o maximă de minus 1 grad. Sâmbătă cerul va fi variabil, dar temperatura maximă nu va depăși minus 2 grade. Dacă zilele trecute am simțit primăvara foarte aproape și nu mai speram să vină temperaturi sub 0 grade, iată că de astăzi schimbăm foaia radical și vom intra din nou în câteva zile de iarnă. Cam atât despre vreme. Momentan să aveți o zi minunată!